Dragi prieteni, venim în fața dumneavoastră cu o nouă ediție a emisiunii Ca la Carte și vă spun bun găsit. Aceste emisiuni sunt oferite de Departamentul Educației al Conferinței Moldova. Vorbim astăzi despre cadrele didactice din învățământul adventist și nu numai. Vorbim despre profesor ca la carte. Ce spun cărțile în domeniu despre profesori? Ce spune știința despre profesori? Dar mai ales ce spune cartea, adică Biblia, despre rolul profesorului în planul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta și pentru viața viitoare. Vom dezbate acest subiect împreună cu invitații mei, pe care vreau să-i prezint chiar acum, și mă îndrept mai întâi spre doamna Anina Ramona Cioclu, profesor de engleză la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Onești, masterand la Universitatea Montemorelos de Mexic. Bine ați venit, doamna Cioclu! Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună pentru acest subiect. Bine v-am găsit! Și de asemenea cu domnul Romică Sârbu, pastor în Biserica Adventistă și directorul Departamentului Educație al Uniunii Române, doctorand la Universitatea Montemorelos din Mexic. Bine ați revenit, domnule Sârbu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat și de data aceasta invitația de a fi împreună cu noi. Cu bucurie să fiu împreună! Dragii mei, înainte de a intra profund în subiectul despre ce spune cartea în legătură cu profesorul adevărat, vreau să vă pun câte o întrebare de suflet, una personală, și anume, domnule director, dumneavoastră de mai mult timp sunteți implicat în activitatea de educație a bisericii. Ați fost director de școală, ați fost director de departament la Conferința Muntenia, actualmente sunteți director de departament la Uniune, departamentul de educație, bineînțeles. Ați condus școli, ați înființat școli, aveți un master cu Montemorelos, am amintit mai devreme, și chiar student la doctorat acum. Și pe lângă acestea, predați și un curs la Universitatea Adventus. Nu vă întreb dacă vă considerați un cadru didactic, ci vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră toate aceste lucruri, pentru că vorbim de profesorul ca la carte în ediția aceasta a emisiunii. Am înțeles. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu, eram în clasa 12-a. După ce am intrat în biserică, de 19 ani de zile sunt implicat în educație ca elev, student. Adică de 19 ani de zile învăț în biserică, la diferite niveluri. Și dați-mi voie să vă spun că, în primul rând, pentru mine, educația înseamnă formare, înseamnă sfințire, transformare. Este o experiență importantă. Fiecare moment în care am fost la cursuri, am învățat, a însemnat un câștig pentru mine. Pentru că m-am format la nivel de caracter, la nivel intelectual, la nivel profesional. În al doilea rând, toți acești ani petrecuți în educație, cam 20 de ani, a însemnat, pe lângă formare, a însemnat o ocazie de slujire. Pentru că nu doar am învățat, m-am educat, ci am fost pus în situația să slujesc în domeniul educației. Și slujirea este o mare bucurie. Dați-mi voie să vă spun că n-am o bucurie mai mare decât să slujesc în domeniul educației. Este o bucurie enormă. Pentru că dacă privesc în spiritul profetic, de exemplu, mântuirea este pusă la egalitate cu educația. De ce? Pentru că în ambele, și în mântuire, și în răscumpărare, și în educație, este același fundament, Iisus Hristos. Și în al treilea rând, toți acești ani de zile petrecuți în biserică și în educație a însemnat ocazii de încurajare a altora să se implice în educație. Este foarte important să nu limitezi binecuvântările la propria persoană. Eu să fiu, să ating nivel, eu să fac, să ies în evidență, nu. Nu este o gândire creștină. A însemnat, în al treilea rând, încurajarea altora să facă și ei la fel. Mulțumesc frumos! Doamna profesoară, noastră predați engleză într-o școală de stat. De ceva vreme aveți deja gradul întâi în învățământ, lucrați cu elevi de liceu. Ce înseamnă pentru un profesor adventist să lucreze într-o școală de stat? Care sunt satisfacțiile, dar aș vrea să vă referiți și la neajunsuri, la probleme, la dificultăți. Vă rog, spuneți-ne ceva despre lucrul acesta. Da, cred că orice profesor se simte împlinit
atunci când își atinge anumite obiective, fie ele pe termen scurt, cum ar fi faptul că au înțeles o noțiune pe care ai predat-o, sau au luat o notă mare, sau au luat o notă foarte bună la teză, sau clasele a 12 au competențele lingvistice la limba engleză și au obținut un calificativ bun. Dar cred că ce mă mulțumește pe mine foarte mult este atunci când peste ani acești copii care ajung adulți, care ajung fie studenți, fie antreprenori, fie deschid o afacere, să-mi trimită un mesaj scurt sau lung, nu neapărat cu o ocazie specială, un mesaj în care să mi se spună: doamna dirigintă sau doamna profesoară, vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și că m-ați călăuzit, m-ați îndrumat. Cred că asta e cea mai mare împlinire pe care un profesor o poate trăi. Deci este satisfacția aceasta de dascăl, orice dascăl trece pe aici și mai ales atunci când foști elevi, după ani de zile, ajungi undeva pe o poziție importantă în societate, salută și spun unde lucrează și ce fac, este într-adevăr ceva deosebit. Dar sunt și neajunsuri ale faptului că lucrați în sistemul de învățământ din România, sunt probleme cu sistemul din România, este totul ok, este foarte bine, vă simțiți foarte bine în școala respectivă, vă rog frumos. Școala în care predau este o școală foarte mare, în jur de 900 de elevi, 80 și ceva de profesori, 4 corpuri. Fiind un colegiu tehnic, copiii au și multe module. Ei, de aici încep problemele. Ajungi să împarți media la sfârșit la 19 obiecte. Materia este foarte stufoasă, curriculumul foarte greoi, copiii nu mai au timp nici de socializat, nici de vorbit. Nu ai timp să te atașezi de ei, nu ai timp să vezi dacă au vreo problemă. Stai tot timpul stresat că trebuie să evaluezi, să predai, nu reușești nici măcar să vezi dacă au înțeles noțiunea. Treci mai departe. Așa este în programă. Așa ți-ai făcut planificarea. Și atunci ești doar o sursă de a transmite informații, verifici și mergi mai departe. Asta e cea mai mare insatisfacție pe care poți trăi ca profesor. Să nu fii părtaș la drama copiilor. Au o notă, dacă este mică, nu întreb de ce, mergi mai departe. Sunt și neajunsuri. Neajunsurile pleacă tocmai din momentul în care elevul ar dori să-ți spună. Îl vezi atunci când începi ora, încerci să legi să ai o legătură cu ei, să destinzi atmosfera și îl vezi că e trist sau îl vezi că e pierdut oarecum. Ai vrea să vorbești cu el, nu poți, este clasa, ai vrea un dialog față în față. Pauza e foarte scurtă. Nu ai timp. În 10 minute nu ai timp să vorbești cu el. Rămâne pentru o discuție privată. Sunt care îmi scriu și privat, dar nu ai acea deschidere față de elev. El este nu un instrument. El este un suflet. Un suflet la vârsta descoperirii. Este un suflet care acum descoperă multe lucruri. Mulțumesc frumos! Eram în Galați într-un timp și aveam un prieten preot și mi-a spus la un moment dat cu așa o mare durere în suflet că nu vrea să mai lucreze în domeniu pentru că nu prea are timp de sufletul oamenilor, că sunt altele cerințele și asta simt că nu prea mai aveți timp de copii, ci programa încărcată, materia, obiectele solicită tot felul de documente și rămâne prea puțin timp pentru copii. Exact, asta este problema. Ești aglomerat, vrei să evaluezi două note, două ore, nu stai de fiecare. Copilul vrea să ajungi lângă el și să-i explici. Uitați, doamna, aici nu am înțeles. Nu ai timp de el. Sunt 28 în clasă. Sunt foarte mulți în clasă și nu poți să te oprești la fiecare. Nu poți decât să te rogi pentru fiecare în parte, să te rogi cu ei uneori, dar nu ai timp de mai mult. V-am solicitat și vă mulțumesc că ați răspuns acestei provocări să întrebați copiii din școala dumneavoastră cu privire la profesorul ideal. Ce înseamnă pentru copiii dintr-o școală neadventistă, dintr-o școală de stat? Ce înseamnă pentru ei profesorul ideal? Vă invit pe amândoi să urmărim acest material video, să vedem ce spun acești copii despre perspectiva lor cu privire la profesorul adventist, după care o să vă invit să comentăm puțin ceea ce vom vedea. Profesorul ideal este persoana care poate fi luată ca un exemplu. Este persoana care îmbină utilul cu plăcutul. Persoana care inspiră încredere elevilor săi pentru a-și urma idealul. Profesorul ideal pentru mine este cel care oferă înțelegere elevului. El are nevoie de asta. Un profesor ideal oferă sprijin și insuflă încredere. Astfel, elevul se simte valorizat.
Un profesor ideal poate lua oricând postura de părinte, oferindu-i siguranță elevului. Profesorul ideal este acela care îți stârnește setea de a ști și de a cunoaște cât mai mult din lumea care ne înconjoară. El este și acela care se poate adapta cerințelor de predare ale elevilor, dar în același timp consider că profesorul ideal este acela care acceptă că și el are de învățat de la elevii săi. Și aici îmi permis să-l citesc pe Constantin Noica: o școală în care profesorul nu învață și el e o absurditate. Profesorul ideal este acea persoană care știe când se facă glumă, știe când să fie sever cu elevii săi și este capabil să se deschidă în fața acestora și reușește să învețe nu numai ceea ce ține de școală, ci și ceea ce urmează după ce școala se va termina, se pregătească mai exact pentru viață. Dacă te-ar întreba cineva ce înseamnă pentru tine profesorul ideal, ce ai răspunde? Poate pentru unii ar însemna, hei, profesorul de gașcă sau profesorul care motivează absențe. Însă, pentru mine, profesorul ideal este de fapt omul ideal. Omul din spatele acestei meserii, care te învață ce este aceea viață. Omul care te învață să-ți depășești propriile limite. Și cum ar spune o persoană dragă mie, don't make them proud, just you have to be proud of yourself. Am revenit, dragi prieteni, ați urmărit un material video despre ce înseamnă din punctul de vedere al copiilor de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asache din Onești, un profesor ideal. Într-adevăr, scumpi acești copii și au făcut un efort de a răspunde la această întrebare. Ce a spus fata de la urmă în engleză? Trebuie să traducem pentru telespectatori, pentru cei care ne urmăresc, doamna profesor. Da, nu fă pe alții mândri. Fii tu mândru, mulțumit cu ce ești tu. Apoi îi faci pe ceilalți. În ce clasă sunt acești copii? Pare rău să spun că sunt în clasa 12-a. Mi-ar fi plăcut să-i mai am elevi încă mult timp de acum înainte. Da. Sunt o clasă dragă sufletului meu și știu lucrul ăsta. Ok. Acestea au fost răspunsurile lor. Îl avem cu noi pe domnul director de departament la Uniunea Română, domnul Romică Sârbu, și îl rugăm pe dumnealui să ne spună ce înseamnă un profesor ideal din punctul de vedere al Bibliei. Ce spune cartea despre profesorul ideal? Vă rog frumos. Aș sublinia câteva lucruri vorbind despre profesorul ideal din punctul de vedere al Bibliei, al lui Dumnezeu. În primul rând, a spune că profesorul creștin este ideal, face ceea ce trebuie, în momentul în care îl ajută pe elevul din fața lui, creează un mediu, un cadru, prin care elevul să-l cunoască pe Dumnezeu. Nu neapărat poate explicit, dacă ești într-o școală de stat, dar prin propria persoană, copiii să aibă ocazia să vadă cum este Dumnezeu. Că nu este o persoană de care să fugi, ci este o persoană spre care să fugi. Deci, asta e primul obiectiv al profesorului creștin. Doar de aia se numește creștin. Să-i ajute pe copii să-L cunoască pe Dumnezeu. Doi, un alt obiectiv extrem de important. Copiii nu vin la școală să primească doar informații. Le-ar putea lua și de pe internet. Le-ar putea lua din cărți singuri. Ei vin la școală să se formeze ca oameni. De aceea, pentru profesorul creștin, al doilea obiectiv important este formarea caracterului. De ce e important să nu mint? De ce să nu copiez la test? De ce trebuie să învăț bine? La ce mă ajută? Profesorii răspunde la deceurile pe care el le are. Deci, primul obiectiv, îl ajută pe elev să-l cunoască pe Dumnezeu. Doi, îl ajută în formarea caracterului. Este foarte important copiii să plece din școală oameni de caracter. Și eu sunt convins în lumina Bibliei, a Spiritului Profetic, că lumea aceasta are nevoie nu în primul rând de capete mari, adică de oameni care au multe informații, ci de oameni de caracter. Și în al treilea rând, profesorul creștin îi formează pe elevi pentru o anumită profesie, ca să slujească. Elevii pleacă din școală către o anumită direcție. Vreau să devin inginer, vreau să devin profesor la rândul meu, vreau să devin șofer, vreau să fiu agricultor. Școala îi formează pe copii pentru a îmbrățișa o anumită profesie, o anumită slujbă. Și este important că într-o școală creștină copiii învață să aibă anumite meserii ca să slujească la alții, nu doar ca să câștige. E adevărat că ai o profesie ca să câștigi, să-ți întreții viața, familia, dar prin acea profesie slujești la alți oameni. Iată rolul întreit al profesorului creștin. Și aș mai sublinia încă două lucruri ca metodă. În primul rând, profesorul creștin pune întotdeauna accent pe relație. Nu eu și voi. Două lumi diferite, ci relația. Ascultă, comunică,
se recrează împreună cu ei, devin pauză, intră în viața lor, le ascultă problemele, e atent la ce se întâmplă cu ei. Uh-huh. Și al doilea lucru important, profesorul creștin are o atitudine pozitivă față de orice elev. Nu ăsta vine dintr-o familie, nu, nu, profesorul creștin are o atitudine pozitivă. Fiecare copil, și am reținut și mi-a plăcut foarte mult, pentru fiecare copil, pentru profesorul creștin, este important. Are o valoare și trebuie să o scoți în evidență. Mi-a plăcut ce spunea unul dintre elevi, profesorul oricând ar putea să ia locul părinților. Da? Cum vi se pare, poate un profesor să ia locul părinților? Știu din ce spune cartea, vorbim despre educație ca la carte, că un rol foarte, foarte important în educare îl are familia. Mama mai ales. Rolul mamei este foarte, foarte important în primii ani de viață. Și acum vorbim despre educația formală, despre ceea ce face un profesor în școală. Poate un profesor să ia locul părinților? Aș putea spune că sunt câteva instituții care se ocupă de educația copilului. Prima este familia și este cea mai importantă. Este biserica. Părinții îl duc pe copil la biserică. Dacă îl duc, dar e de dorit să-l ducă. A treia instituție este școala. Școala care este extrem de importantă, mai ales dacă este o școală creștină, dacă nu este, are același rol important, se ocupă de educația copilului și este, dacă vreți, anturajul. Noi toți contribuim la formarea copilului, care suntem este în anturajul copilului. Este o echipă. Și acum revin. Orice copil are doi profesori importanți, părintele și cel de la școală. Și pentru ca educația să fie complexă și completă și să nu fie contradicție în ea, părintele și profesorul trebuie să facă echipă. Adică, de unde pot cunoaște eu pe copilul din fața mea, din clasă, decât de la părinte? Părintele mă poate ajuta să-l cunosc bine. Dacă am o relație bună, îmi poate spune copilul meu e sensibil la, aveți grijă. Pe de altă parte, nimeni nu poate să facă mai mult rău copilului decât părintele, care îi spune, vezi că profesorul, doamna aia, vezi cum este, vezi cum se uită, vezi că nu e de... Creează contradicție. Când există o contradicție între părinte și copil și profesor, copilul suferă. De aceea cei doi trebuie să facă echipă. Da. Nu numai Biblia și descoperirile științifice la zi vorbesc despre rolul foarte important al profesorului la clasă și cu siguranță că nu putem să negăm lucrul acesta. În ce privește educația formală, mai ales spuneați dumneavoastră în alt context, mi-aduc aminte, eram într-o situație despre copilul, atunci când este mic, se raportează la părinți până merg, copiii până merg la grădiniță sau la școală și apoi pentru ei este foarte important ce spune doamna, educatoare, învățătoare și așa mai departe. E un alt pol de autoritate care se naște în viața copilului. De autoritate. Doamna profesoară, dumneavoastră sunteți profesor adventist într-o școală seculară, să o numesc, în care nu există, sau există vreun alt coleg adventist sau vreun copil adventist în școala dumneavoastră? Copiii adventiști sunt puțini, dar sunt, dar cadre adventiste nu sunt singura din liceu. Cu siguranță că dumneavoastră, fiind un profesor adventist, aveți în gând ce puteți face pentru ca acești copii, dincolo de materiile, de obiectele școlare, să se apropie de Dumnezeu, să-și dezvolte și cumva relația spirituală cu Dumnezeu. Cum puteți să folosiți ocaziile, ce întreprindeți pentru a putea să-i faceți pe copii să se apropie și de Dumnezeu, pe lângă predarea limbii engleze? Da. Încerc să valorizez fiecare moment pe care îl prind. Adică limba engleză are foarte multe capitole, e vorba despre limbaj uzual. Atunci, de exemplu, când vorbim despre alimentație și Biblia ne învață despre alimentație, nu pot să fac decât un mini proiect cu ei. Haideți să vedem care este alimentație sănătoasă, ce este alimentație nesănătoasă. Sau ei nu știu cum să se raporteze la viață. Ce înseamnă să fii mulțumitor? Toate vin. Ei nu știu cu cât sacrificiu. Am făcut un astfel de mini-proiect la o clasă. Haideți să vedem pentru ce mulțumim. N-au știut pentru ce să mulțumească. Și au zis, dați-ne un indiciu. Bine, un indiciu. Haideți să spunem Tatăl nostru, știți? Unii ridicau mâna, știau, alții nu. Ora următoare i-am provocat să vină cu Tatăl nostru în engleză, pentru că era vorba de vocabular. Și ne-am oprit la pâinea noastră de toate zilele. Un element pe care ei îl au în viața de zi cu zi, dar nu știau să fie mulțumitori. Și atunci facem această legătură între Biblie și viața de zi cu zi, între odihnă și ce înseamnă să nu te odihnești suficient.
totul se raportează la aceste mini-proiecte. La sfârșit de capitol facem un mini-proiect. Ei abia așteaptă, ca și acești copii, abia așteaptă o provocare, o lansare. Știu că ei se implică foarte mult și au și o notă bună pentru asta, sunt răsplătiți, se pregătesc foarte bine. Este tot ce pot face. Sau în pauze. Vin și îmi spun, doamnă, am un test la matematică. Nu vreau decât o îmbrățișare. Puteți? Doar atât, știu că n-aveți timp. Faptul că vin la mine, ca la o mamă, ca la un om care îi dă putere, contează foarte mult. Îmi pare rău că nu pot să investesc mai mult timp cu ei, pentru că ei au nevoie de acest lucru. Dar investiți, transmiteți valori și asta e foarte important. Valorile vin de la Dumnezeu și pas cu pas Duhul Sfânt îi conduce spre Dumnezeu. Apropo de frustrări, asta e o frustrare de-a mea, iar de relația cu părinții. Vin părinții la școală, la ședință și întreabă ce să mai fac? Ajutați-mă! Și atunci această cooperare între părinți și diriginte este de bun augur, pentru că cel care câștigă este copilul. Copilul, așa este. Ce puteți să le spuneți, domnule director, despre relația dintre părinți și profesori? Ați mai amintit și mai devreme, dacă puteți să insistați puțin pe aceasta, cât este de important ca cele două instituții, familia și școala, să colaboreze pentru educație de calitate pentru copii. Mi-aduc aminte când eram copil, mergeam la școală, se obișnuia în vremea respectivă, astăzi bănuiesc că nu mai este acest obicei, ca doamna învățătoare să mă viziteze acasă. Și mi-aduc aminte că priveam pe poartă când vine doamna, așteptam cu emoție, dar și cu bucurie. Și în felul acesta, mama mea avea o relație foarte bună cu doamna învățătoare. Ele colaborau, discutau despre mine. De exemplu, mama mea avea în plan să mă fac electronist. Când a venit la ședința cu părinții, domnul de matematică a spus o vorbă care pe mama a usturat-o. Dumnezeu dă copii buni la părinți care nu gândesc la fel de... Și pe mama a pus-o pe gânduri și m-a trimis la un liceu bun, mai târziu... Da. Deci școala e important să fie aproape de familie și familia aproape de școală, dar cred că apropierea este cu atât mai facilă și benefică în măsura în care există o corespondență în ceea ce privește valorile. Mulțumesc. Vorbim în mod special în ediția aceasta a emisiunii Ca la Carte despre profesori, despre cum arată, care e profilul unui profesor ideal. Noastră știu că organizați la nivel de departament educație în Uniunea Română diferite ocazii de instruire pentru profesori adventiști din școlile adventiste și nu numai, și din școlile celelalte, din școlile de stat. Doamna Cioclu este o dovadă a faptului că vă adresați tuturor profesorilor adventiști din toate școlile sau chiar profesori neadventiști care lucrează în școlile noastre, să spunem. Și știu că au participat la astfel de ocazii de instruire chiar profesori non-adventiști care nici nu predau în școlile adventiste. Ce obiectiv aveți atunci când organizați o instruire? Pentru că și celelalte școli au instruiri pentru credite. Ce vă motivează și de ce aduceți pe piață, să spun, oferta de convenții de instruire pentru profesorii obișnuiți? Am înțeles. Spuneați de credite. Pentru profesori sunt foarte importante. Însă, de obicei, aceste cursuri pe care le oferă CCD-ul, Casa Corpului Didactic, cuprind și ziua de sabat. Și un profesor nu poate merge în sabat, un profesor adventist. Așa că noi ieșim în întâmpinare, răspunzând aceste nevoi în zile care nu inclus și sabatul. Dacă este și sabatul inclus, este doar pentru închinare. Pentru că profesorii noștri din școlile noastre și care sunt profesori adventiști în alte școli de stat, au nevoie de motivare. Deci prin aceste convenții urmărim formarea intelectuală, profesională, la nivel de metode, dar urmărim și motivarea spirituală, în așa fel încât profesorii, când merg din nou la catedră, interacționează din nou copiii, să fie motivați, să știe că cineva îi prețuiește, cineva se gândește la ei și cineva le oferă și lor ceva. Pentru că un profesor tot timpul dă. Iar biserica transmite acest mesaj. E important că dați și noi la rândul nostru vă dăm, pentru că este un cerc închis. Biserica dă, oamenii dau bisericii și tot așa. Așa a creat Dumnezeu lumea. Fiecare nu trăiește doar pentru sine. Dă mai departe. Pe de altă parte, prin Convenția de Educație, urmărim și formarea de relații, schimb de experiențe. Pentru că vin profesori adventiști din toată țara și în pauze, la masă, stau de vorbă, schimb de experiență, cum procedezi la clasă, ce faci tu la engleză cu copiii, ce proiecte extrașcolare ai tu. E schimb de experiență, pur și simplu. Cum este, doamna profesoară, noastră
de-a lungul timpului, pentru că lucrați într-o școală de stat, așa cum am mai spus, ați participat, bineînțeles, și la tot felul de instruiri. Așa cum am menționat, ați ajuns la gradul 2 în învățământ, la gradul 1 în învățământ și ați trecut prin tot felul de perioade de instruire sau momente de instruire. Dar v-am invitat în mod special în această emisiune pentru că știu că ați participat în ultimul timp și la aceste convenții de educație organizate de Biserica Adventistă și la noi în conferință, la acele convenții care au avut loc la nivel zonal, ați participat de asemenea la cele naționale organizate de Departamentul de Educație al Uniunii. Este o diferență între ceea ce ați primit la stat și ceea ce primiți în biserică? Care sunt diferențele, dacă sunt? Exact cum zicea și domnul Sârbu, avem nevoie de credite. Numai că un profesor adventist nu vine la Cernica sau nu vine acolo unde, unde se țin aceste conferințe doar pentru credite. Asta am experimentat de 2 ani de când particip și parcă abia așteptăm următorul an în care să ne întâlnim, să socializăm. Faptul că stăm la masă împreună și ne rugăm este nou pentru noi. La un curs al CCD-ului acest lucru nu se întâmplă. Faptul că seara putem să depănăm amintiri e mare lucru. Este o convenție de suflet. Nu este doar de a obține o diplomă, ai creditul, ai reușit. În afara faptului că se obțin multe credite și este bine, credite pentru care nu, pe care n-aș fi putut să le obțin prin CCD, fiind, cum ați spus, sâmbăta sau vinerea, târziu, când deja este sabat, spiritualitatea care este la Cernica. Am participat și cu o colegă neadventistă. Impactul a fost extraordinar. Sunt oameni deosebiți, iar atmosfera din sabat, anul trecut s-a petrecut și sabatul, a venit, au fost seminarii de sabat, tot despre învățământ. Am aflat despre școlile adventiste din toată Europa. Nu știam aceste lucruri și am văzut că ceea ce îți dorești tu pentru România există deja implementat. Nu poate decât să îți deschidă orizontul și să te facă să vezi că educația înseamnă mai mult decât transmitere de cunoștințe, decât fabricare de diplome. Este clădire de caractere, cum a zis domnul Stârb. Timpul se apropie de final, dragii mei. Aș vrea să vă invit să adresați un mesaj. Poate ați fi dorit să spuneți mai multe, dar s-a dus timpul. Da. Un mesaj, nu în grabă, celor care ne urmăresc, dacă vreți să vă adresați profesorilor în mod special, este o emisiune dedicată dumnealor sau părinților sau chiar copiilor, celor care poate vor urmări această emisiune, eu știu copiilor de la școală care se vor uita la această emisiune, dacă se vor uita, înainte de a ne despărți, un mesaj de suflet pentru cei care ne urmăresc. Aș vrea să spun, în primul rând, a fi profesor, a fi învățător, înseamnă a fi ca Iisus. Este cunoscut în Biblie ca învățător. I se adresau oamenii învățătorule. Deci când alegi să fii învățător, adu-ți aminte, alegi să fii ca Iisus. În al doilea rând, a învăța pe alții este un dar spiritual, pe care Biblia îl amintește în epistola Apostolului Pavel. A învăța pe alții este un dar spiritual. Atunci când alegi să fii profesor, asigură-te că ai darul acesta de la Domnul și fă-o întotdeauna ca pentru Domnul. În al treilea rând, aș vrea să spun profesorilor să nu uite niciodată, ei sunt prețuiți de Domnul Iisus. Ei sunt un fel de pastori duhovnici pentru copiilor în școală. Acolo unde duhovnicul, pastorul, preotul nu merge, este profesorul. Profesorul care se gândește la ei, stă de vorbă cu ei, îi ajută, se roagă pentru ei, le oferă o îmbrățișare, cum spuneați. Este un lucru extraordinar. Creează în mintea copiilor anumite amintiri frumoase și când vor ajunge în viață, vor trece în viață prin evenimente triste, își vor aduce aminte. Acolo, doamna, când era o situație delicată, se ruga. Aha, nu m-aș putea ruga și eu? Profesorul are un rol important și aș vrea să încurajez pe cei tineri să se gândească și la această profesie. Este foarte importantă. Mm-hmm. Pentru biserică e la fel de importantă ca și pastorația. Mm-hmm. Atunci când faci totul cu dăruire, ți se răspunde cu aceeași monedă. Copiii simt. Sunt suflete sensibile. Ei simt când intri în clasă și ai ceva de transmis, ai sentimente, să transmiți și îți oferă înapoi. Răspund. Atunci, ceea ce trebuie să facem ca profesori este să iubim pe elevii noștri, pentru că ei sunt darurile lui Dumnezeu pentru părinților. Iar noi nu putem decât să-i ajutăm să crească mai departe. Amin. Aș vrea să vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit aici și de la distanțe mai mici sau mai mari.
și ați oferit din experiența dumneavoastră ascultătorilor câte ceva despre profesorul creștin, profesorul ca la carte, așa cum Dumnezeu așteaptă să fie un dascăl în ziua de astăzi. Acum, la finalul acestei emisiuni, aș vrea să mă adresez și eu personal cadrelor didactice din conferința Moldova și nu numai. Dragi dascăli, așa cum medicii merită toată mulțumirea și aprecierea, mai ales în aceste zile, când au fost foarte, foarte ocupați, merită aprecierea din partea noastră tuturor pentru ceea ce fac la cabinete sau în spitale. Tot așa dumneavoastră, dragi profesori, meritați mulțumirea și aprecierea pentru ceea ce faceți la catedră în fiecare zi pentru sănătatea intelectuală a României. Vreau să vă invit, dacă nu aveți mai multe informații de la Departamentul Educației al Conferinței Moldova, să mă contactați personal la numărul de telefon afișat pe ecran, pe care îl spun și eu, 0745544691, sau la adresa de e-mail eugenchirilianuadventist.ro, și să vă ofer mai multe informații, să vă scrieți în baza de date dacă doriți și să avem o evidență cu toți profesorii, cu materiile pe care le predau, în așa fel încât să ne putem ajuta unii pe alții atunci când sunt oferte de locuri de muncă, să venim cu profesorii pregătiți sau invers și să putem să eficientizăm educația în zona noastră. De asemenea, aș vrea să amintesc faptul că Conferința Moldova se preocupă de cadre didactice și investește în cadre didactice. La momentul acesta susține la studii la Facultatea de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar de la Universitatea Adventus București pe acei tineri care doresc să se pregătească să fie profesori în școlile pe care le avem acum în conferință și cele pe care le vom avea în viitor. Vă încurajez, dragii tineri, să vă orientați și spre această meserie nobilă de profesor, mai ales cu posibilitatea de a lucra într-o școală cu caracter creștin, specific adventist, unde este o mare binecuvântare, este o mare onoare din partea lui Dumnezeu pe care ne-o face tuturor. Vă mulțumim că ați avut răbdare și astăzi cu noi și ne-ați urmărit la această emisiune și ați rămas cu noi. Vă dorim toate cele bune și vă așteptăm cu mare drag și în edițiile următoare ale emisiunii Ca la Carte. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!